Preamărit să fie numele Domnului. El este prezent aici în mijlocul nostru și noi credem, bazat pe adevărul Scripturii, că unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui și El este prezent acolo, slăvit să fie numele Lui. Nu suntem mai mult de doi sau trei în această dimineață și Îl binecuvântăm pentru harul pe care L-a lăsat pentru noi, pentru inimile noastre, pentru sufletele noastre să ne bucurăm la închinare aici împreună. Așa de bine, frații mei, este lângă Domnul. Așa de bine în prezența Lui să fii cercetat de prezența Duhului Tău, Duhului Său cel Sfânt, slăvit să fie numele Lui. În următoarele minute ne rugăm Domnului ca El să binecuvinteze inimile noastre cu ascultare, cu răbdare pentru timpul pe depărtășire care ne-a mai rămas în continuare. De aceea, mai înainte să le ridicăm împreună pe picioare, vom citi și Cuvântul Lui Dumnezeu din dimineața aceasta și vom cere ca Domnul să lase lumină peste noi, să reverse binecuvântarea Sa, înțelepciune, pricepere și să ne dăm toate silințele să fim atenți la glasul Cuvântului din dimineața aceasta. Cuvânt pe care îl citim scris din cartea profetului Amos, capitolul 8, vom citi de la versetul 11 până la versetul 14, pagina Sfânta Scriptură 891 pentru cei ce vreți să urmăriți cuvântul Domnului. Cartea profetului Amos, capitolul 8, vom citi de la versetul 11 până la versetul 14. Și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile noastre dimineața aceasta. Să fim cu luare minte și să ne rugăm Domnului ca El să pună un duc de ascultare în inimile noastre. Să dăm la o parte orice preocupare, să dăm la o parte orice gând pe care cel rău încearcă să-l pună în inimile noastre și noi să fim cu luarea minte la cuvântul Lui Dumnezeu din dimineața aceasta. Citim cuvântul Domnului. Iată vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Vor priveci atunci de la o mare la alta, de la miază noapte la răsărit. Vor umbla istoviți încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și tot nu vor găsi. În ziua aceea se vor topi de sete fetele frumoase și plăcăi. Ei care jur acum pe păcatul Samariei și zic, pe Dumnezeul tău cel viu, Dane, și pe drumul Berșebei vor cădea și nu se vor mai scula. Amin. Doamne, binecuvântăm numele Tău în dimineața aceasta și Te rugăm să lași harul Tău peste inimile noastre. Cercetează fiecare inimă din locul acesta. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău cel Sfânt care ni l-ai dat. Îți mulțumim pentru dragostea Ta. Îți mulțumim pentru bunătatea pe care Tu ți-ai arătat-o față de noi și Te rugăm în continuare. Revarsă, Doamne, puterea Duhului Tău cel Sfânt peste sufletele noastre. Vorbește-ne, Doamne, că suntem gata să ascultăm, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, de dragostea și de bunătatea pe care Tu ți-ai arătat-o până în momentul de față. Și Te rugăm și în continuare, Doamne, ține-ne în brațul Tău cel Sfânt. Binecuvintează mințile noastre, inimile noastre. Lasă dragostea Ta printre noi, Doamne, și Te rugăm, umple-ne, Doamne, pe fiecare dintre noi, de înțelepciunea curată și sfântă a cuvântului Tău. Știu că ești gata să binecuvintezi pe noastre, de aceea Te rugăm. Binecuvintează-ne, Doamne, și lasă harul Tău printre noi, prin Domnul Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Vă invit să ne reașezăm. Istoria biblică prezintă foarte clar câteva evenimente profețite în urmă cu aproximativ 1800 de ani, în care putem să observăm cum Dumnezeu a chemat națiunea Israel, poporul Israel, la pocăință și ascultare față de poruncile Sale. Acum, potrivit textului pe care l-am citit, avem înaintea noastră o profeție relatată de omul lui Dumnezeu care în una din împrejurări a adresat-o poporului Israel. Privind în întreg context al capitolului 8, există câteva imagini emblematice cu privire la această profeție, pentru că realitatea înfiorătoare a acestor cuvinte pune în mintea noastră câteva semne de întrebare foarte bune. Am auzit foarte multe predici în diverse interpretări cu privire la aceste zile cunoscute foarte bine, dragii mei, sub acest aspect al secetei și al flămânzirii, când oamenii vor duce lipsă din acest punct de vedere. Însă, marea problematică aici este legată nu de mâncare, nu de pâine, nu de apă sau de îmbrăcăminte, ci este vorba de foame și secete după Cuvântul lui Dumnezeu, după Evanghelie.
când oamenii vor tânji să audă cuvântul Domnului și vor dori cu tot din adinsul să audă Scriptura, dar, frații mei, din păcate nu se va mai putea. Această foamete și secete după cuvântul Domnului care va predomina tot mai mult pe pământ în jurul oamenilor, în jurul neamurilor. Așa de bine se potrivesc, frații mei, aceste cuvinte vremurilor în care noi ne aflăm acum, luând acest cuvânt ca un avertisment ce ne folosește în viața noastră de credință, înțelegând că absolut nimic nu e mai de folos și nu e de mai mare importanță decât Scriptura. Nimic nu poate avea mai mare valoare decât cuvântul lui Dumnezeu, frații mei și dragile mele surori. În zilele noastre observăm atât de multă libertate ca să poți să citești Scriptura, ca să o ai în minte și totodată să o valorifici în timpul folosirii timpului practic. Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi. Amin. Dar acum, constatând acest adevăr ca oameni maturi, frați și surori în credință, acest adevăr pus în fața noastră ca unul ce are o deosebită valoare și o deosebită importanță, se cuvine să stăm înaintea Domnului cu sinceritate și să mărturisim fiecare dintre noi dragostea noastră curată pentru cuvântul Scripturii. Legat de textul pe care l-am citit în dimineața aceasta, doresc din toată inima să împărtășim câteva lucruri deosebit de importante și ce sunt de folos în întâmpinarea acestor zile care vor veni. Aceste zile care se vor îndrepta și care se îndreaptă spre noi. Doresc să fim de la bun început, frații mei, că aceste cuvinte care stau în fața noastră nu sunt cuvinte de apucat sau cuvinte care servesc la ne permite fiecare dintre noi să ne jucăm cu ele. Nu, nu. Pentru că absolut tot ce spune Scriptura, tot ce afirmă cuvântul lui Dumnezeu revelat, se întâmplă cu autoritate la vremea stabilită de Dumnezeu din cer, slăvit să fie numele Domnului. Însă noi, ca și credincioși, ce oare ar trebui să facem sau să procedăm în așteptarea acestor zile? E foarte clar că aceste zile vor veni, evident, citind însuși textul. Bine, bine, dar pe lângă aceste cuvinte ce ne fac să fim conștienți, noi începem să valorificăm mai mult câteva adevăruri cu privire la viețile noastre. Pentru că automat când constatăm realitatea și gravitatea evenimentelor escatologice care vor urma în viitor, inevitabil, pune mai mult preț pe cel puțin trei lucruri pe care vreau să vi le las în dimineața aceasta. Și în primul rând, vreau să afirm următorul lucru, că avem responsabilitatea să valorificăm mai mult importanța Scripturii în plan practic. Importanța Cuvântului Dumnezeu în plan practic. Dragii mei, ne aducem foarte bine aminte cu toții de porunca pe care Dumnezeu i-a pus-o înaintea lui Iosua. Și în capitolul 1 cu versetul 8 găsim următoarele cuvinte. Cartea aceasta a legii. Să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei lucra cu înțelepciune și vei izbândi, spunea Dumnezeu lui Iosua, în toate planurile tale. Observați lucrul cerut de Dumnezeu pentru Iosua. Un lucru atât de simplu de altfel și benefic pentru viața lui pe pământul acesta, când Iosua a trăit. Frați și surori, datoria noastră ca și credincioși este să punem mâna pe Biblie, să o citim mai mult, să o împlinim mai mult, pentru că nu știm timpul când nu vom mai putea și nu vom mai avea posibilitatea de a trăi Scriptura aici pe pământ. Oare cât de mult punem noi preț și iubim Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu? Astăzi, frații și surorile, nu mai citesc Scriptura deloc. Pentru că am devenit atât de preocupați de cu totul și cu totul altceva decât a sta în prezența Domnului, decât a iubi Cuvântul Domnului. Una din marile responsabilități pe care le avem ca și copii al lui Dumnezeu, dragii mei, este să citim Biblia. Nu avem libertatea de a fi șomeri pe calea Domnului. Cu atât mai mult știind în ce împrejurări ne aflăm, cu atât mai mult știind că vor urma aceste zile de foame și de secetă, cu toții ar trebui să ne trezim și să ne gândim bine la prioritățile noastre zilnice pe care fiecare ne-a dat Dumnezeu și pe care avem datoria de a le împlini, dragii mei. Dar totul pornește de la un singur lucru denumit sub
forma unui cuvânt, și anume prioritate. Care este prioritatea ta de bază în fiecare dimineață? Care este prioritatea ta de bază în fiecare zi aici, pe pământul acesta? Îmi aduc aminte de unul din momentele frații mei din viața mea care m-au determinat să schimb cu totul în ceea ce privește prioritatea Scripturii în plan practic pe pământ. Eram, țin minte, prin clasa 10-a și într-una din zilele săptămânii am fost chemat la evanghelizare undeva în Arad. Și în biserica respectivă, la programul de închinare, am observat un frate destul de în vârstă, dar care avea o problemă, era orb. Și, sigur, la unul din timpurile de închinare, acest frate a ieșit în față acolo și a recitat Psalmul 119 în întregime. Gândiți-vă să citești, să reciți Psalmul 119 în întregime. Nu este ușor. Dar imediat am privit spre fratele păstor și l-am întrebat, dar cum poate un astfel de om care este orb să citească și să spună pe acest Psalm 119 atât de lung? Pe lângă fratele, vă reamintesc, îmi spusese că este orb și am văzut lucrul acesta, fratele îmi spunea, vezi că omul ăsta este orb din tinerețe, din anii tinereții. Acum, gândiți-vă un pic la situația în care am fost pus personal de Dumnezeu. Să știți că la sfârșitul programului nu am rezistat și m-am dus la el și am spus, cum a reușit să învețe atât de bine psalmul acesta, ținând cont de problema pe care el o avea? Și mi-a spus următorul lucru. Din momentul în care mi-am pierdut vederea, am făcut legământ cu propria mea soție, ca în fiecare seară ea să-mi citească din Scriptură un întreg capitol. Și astfel eu să-l memorez pe mintea mea. Frați și surori, acesta a reprezentat unul din momentele schimbării radicale în viața mea, când am hotărât să schimb radical viața mea în ceea ce privește prioritatea Scripturii în plan practic. Pentru că un om orb, care n-are nici, care n-avea vedere, așa de bine știa Scriptura. Și eu care am posibilitatea să văd, nu pot mâna de multe ori pe Scriptură. E vreme de cercetare. E vreme când în dimineața aceasta avem responsabilitatea de a valorifica mai mult fiecare dintre noi Scriptura și totodată să o trăim practic. Că de-aia înseamnă Dumnezeu. Dacă dorim să vedem rezultatul benefic pentru viața noastră, avem această responsabilitate de a valorifica fiecare dintre noi Scriptura în plan practic. Doamne, ajută-ne pe noi! În al doilea rând, un alt lucru și o altă responsabilitate pe care Dumnezeu ne-a mai lăsat-o pe lângă valorificarea Scripturii în plan practic este, în al doilea rând, să constatăm efectele majore ale păcatului în viața noastră. Să constatăm efectele majore ale păcatului, fraților, în viața noastră. După ce am remarcat importanța Scripturii pe plan practic în vremea de acum și totodată așteptând aceste zile ce vor veni, noi ca și oameni avem datoria să fim conștienți de efectele majore, efectele imense ale păcatului în viața noastră. Pentru că păcatul a distrus multe vieți pe acest pământ. A distrus multe familii. Oamenii care au avut de suferit, dragii mei, din pricina păcatelor lor și totodată din pricina consecințelor care urmează după păcat. Și acum, spunând lucrul acesta, cu toții trebuie să fim realiști, știind care sunt efectele negative ale păcatelor care încearcă să pună mâna pe noi în viața noastră. Pentru că, dragii mei, viclenia cea mai mare a păcatului în viața credinciosului este că el așteaptă cu ardoare să pătrundă în viața omului. Așteaptă momentul în care să pătrundă în sufletul credinciosului și să-l acapareze. Priviți spre Geneza, capitolul 4, prima carte a Bibliei și în versetul 7 spune păcatul pândește la ușă, spune. Dorința lui se ține după tine, dar tu ce să faci? Să-l stăpânești. Observați, marele secret al vieții de biruință este observarea noastră în momentul în care păcatul încearcă să pătrundă, să intre în viața noastră cu forțele sale active, noi să-l stăpânim. Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi. Pentru că, repet, știind tot mai mult evenimentele și timpul în care noi ne aflăm, ar fi cel mai bine să punem capăt tuturor lucrurilor
care ne duc spre păcat, care ne îndreaptă spre păcat, aspirațiile și poftele care ne duc tot mai mult în păcat și în mizerie. Doamne, ai milă de fiecare dintre noi. Sunt timpurile și vremurile de pe urmă, dragii mei, și avem această responsabilitate de a ne feri de păcat. Priviți în Scriptură. Omului Dumnezeu David spune că Dumnezeu l-a iubit enorm pe omul acesta. Însă a avut un moment de neveghiere. Când omul acesta, dragii mei, a clapat. Spune că a privit spre acea femeie numită Batșeva. Și în momentul în care a privit spre această femeie, a căzut în păcatul prea curviei. Să nu ne permitem să ne jucăm. Știți, observați consecințele care au venit în viața acestui om. Păcatul îți aduce grave consecințe. Și dacă veți citi în Psalmul 51, veți vedea felul în care David se roagă lui Dumnezeu și strigă dintr-o inimă curată. Știind ce va urma, știind că ne așteaptă zile de foame și secetă și ele vor veni, avem responsabilitatea să valorificăm acum, în timpul de har, Scriptura pe plan practic. Avem responsabilitatea să ne ferim de acest pericol al păcatului care pândește și care linte în inima noastră. Și mai avem o responsabilitate, fiecare dintre noi, și doresc să vă las în dimineața aceasta, să păstrăm credința noastră într-un cuget curat. Doamne, ajută-ne pe tine! Acest lucru a fost menționat și de Sfântul Apostol Pavel. Pentru Timotei, în prima epistolă pe care el a scris-o în 1 Timotei 1:19, și spune lui Timotei, și să păstrezi credința într-un cuget curat pe care alții au pierdut-o și au picat de la credință, au căzut din credință. Și el spune acolo, din numărul lor este Imeneu și Alexandru și mă rog. Dar avem responsabilitatea să păstrăm credința noastră într-un cuget curat. Cugetul este această mintea noastră curată, sfântă, binecuvântată pentru lucrarea Lui, pentru ceea ce Dumnezeu ne-a dat de făcut în vremurile de acum. Să trăim pentru El și pentru slava Lui, mărit să fie numele Lui. Îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru timpul acesta binecuvântat de har, frații mei. Să știți că nu conștientizăm ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Nu conștientizăm libertatea pe care El a lăsat-o de a trăi prin credință și de a vedea mâna Lui la lucru, pentru că personal vreau să vă mărturisesc că am văzut mâna Lui Dumnezeu în viața mea de atâtea ori. Vă chem, trăiți prin credință. Dacă vreți să vedeți lucrarea Lui, dacă vreți să vedeți mâna Lui care într-un mod activ intervine în viața voastră, în problemele dumneavoastră, priviți cu credință spre Dumnezeu, măriți să fie numele Lui. Pentru că vine Apostolul Pavel și spune așa de frumos că fără credință este cu neputință să vină Lui. Glorie Lui! Îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru harul acesta. De aceea să păstrăm credința și să fim responsabili de harul pe care l-a lăsat Hristos pentru noi. Glorie Lui! Indiferent de probleme, indiferent de necazuri, indiferent de vin încercări, indiferent că vor veni vremuri grele, noi să ne raportăm la Hristos prin credință. Pentru că spune Apostolul Pavel, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. M-am gândit la Avram, un om care la un moment dat în viața lui a fost pus față în față cu testul acesta de a pleca din țara aceea, din Ur, și de a merge împreună în Canaan cu Sara. Și omul acesta a plecat. Și spune Geneza, capitolul 15, cu versetul 9, că Avram l-a crezut pe Domnul. Și lucrul acesta i s-a fost socotit ca neprihănire. Cât îl crezi tu oare pe Domnul? Doamne, pune credință în noi. Amin. Păstrează-ne. Doamne, dă-ne putere să ne păstrăm credința. Păstrează-ne în dragostea ta. Și indiferent de bat necazuri în barca noastră, devin vânturi mari și tarazuri. Avem responsabilitatea pe care ți-a dat-o Hristos să-ți păstrezi credința. Și uitați-vă la modul în care prezintă Scriptura și Domnul Iisus Hristos când stă într-un mod deosebit cu ucenicii. Ce ne spune ucenicilor? O, de a-ți avea credința voastră cum? Precum un grămunte de muștar. N-a venit Domnul Iisus Hristos să spună, o, de a-ți avea munți de credință, o, de a-ți avea blocuri, tiruri, nu! Precum un grămunte de muștar. Poate ați avut posibilitatea să vedeți cum arată un bob, un grăunte de muștar, e minuscul. Asta este credința pe care o cere Domnul Iisus Hristos de la fiecare dintre noi. Doamne, dimineața aceasta binecuvintează biserica din Grâna. Am simțit, vă mărturisesc în dimineața aceasta prezența Domnului aici.
am simțit cercetarea Duhului Sfânt. Am simțit felul în care Domnul Iisus Hristos mi-a vorbit prin mesajul cântărilor. Mi-a întărit pe fiecare dintre noi și mi-a învățat cum să ne raportăm în așteptarea acestor zile de foame și secetă, când oamenii vor dori cu ardoare să vină la cuvânt. Dar nu se va mai putea, pentru că va fi harul luat de la neamă. Însă în vremurile ca și acestea, avem, frați și surori, responsabilitatea de a valorifica Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, în plan practic. Apoi, de a fi conștienți de efectele majore ale păcatului în viața noastră. Și trei, avem responsabilitatea de a păstra credința într-un buget curat. Așa cum Apostolul Pavel i-a spus-o lui Timotei. Nu știm cât timp vom mai fi pe acest pământ, însă, acum, în vremurile acestea de haz, mă rog Domnului ca El să binecuvinteze inimile noastre și nu uitați. Trei responsabilități lăsate pentru noi astăzi. Să valorificăm Scriptura în plan practic, să constatăm efectele majore în viața noastră și știm, și să știm ce efecte au ele și ce consecințe urmează. Și trei, să păstrăm credința într-un buget curat. Și tot în cartea profetului Amos mai regăsesc un cuvânt pe care Dumnezeu l-a avut special pentru poporul Israel. Și în capitolul 6 sau 4 spune, nu mai rețin exact minte, spune așa: și îți voi face astfel, Israele, și fiindcă îți voi face astfel, pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Amin.